Cruceile erau dați copiii magilor. Să aibă copii, să nască, să facă, să dreagă. Pentru ce le erau dați părinții. Da? Tu, ca mag, alchimist, până la capăt când apari, tu apari din nicăieri și pleci în nicăieri. La tine nu se pune problema în mormântărilor sau cum o să te mormânteze. Sau, da? Tu ai plecat, ai luat tot pământul cu tine ce ai proiectat. De? Și te-ai reproiectat, te-ai restartat, respawnuit, zi cum vrei, rebirth și așa mai departe. Alții, fiecare cum simte și dorește, după neam, după gene, după sângele care fierbe în vene, după ADN și așa mai departe. Copiii sunt viitorul, da? Ca magul să poată să se schimb percepția și nu mai e, vai, și-a vândut copilul, sufletul copilului l-a luat și... Nu, e proiecția sa, ăsta e viitorul. Magul intră în pielea copilului său. Se naște, renaște din sine pe sine. Da? Asta e. De-aia proiecțiile sunt date peste cap, sub măștie nu știu cine, nu te înțelegi cu omul. Da? Se dizolvă și rămâne masca omului, a magului care s-a folosit până tu nu te-ai despachetat și n-ai înțeles și s-a băgat în corpul copilului tău. Acum se reia comanda, da? Și copilul e inner child, e dinăuntru în afară, se proiectează când vrei tu și e un fel de masca ta. Părinții sunt măștile tale, da? Copiii sunt măștile tale, tu apar, dispar. În viitor, în trecut, în prezent, stră neamul, ți-e deschis cu tot ce are. Trei copaci ai neamului, îți dai seama câte măști. Nu știu dacă ai nevoie să te folosești de așa ceva. Să vedem unde ești tu, da? Despre ce e vorba. Acum, și acum stai la povești cu vecinii măguți care acum de-abia te lămurești când e tata, când e mama, când e copilul, când e cine, da? Și el ia la fel, de-abia acum începi să înțelegi pe unde ești, cine ești și ce faci. Ok.